Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la știri. Sunt Ioan Silviu Rohnean. Pentru început să vedem care sunt principalele evenimente ale zilei. Viceprimarul István Ludeșer a fost ales primar interimar de către consilierii locali Băimăreni în cadrul unei ședințe extraordinare. Alegerea primarului interimar vine în urma suspendării lui Cătălin Cherecheș din funcția de edil, acesta fiind arestat preventiv. Oficialii Consiliului Județean fac câteva precizări în urma declarațiilor făcute de ministrul mediului Cristiana Pașca Palmer cu privire la refuzul președintelui Consiliului Județean Maramureș de a avea o întâlnire cu aceasta. Despre ce e vorba, aflați la știri. O băimărancă de 87 de ani a fost găsită ieri moartă în locuința sa. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că în același apartament se mai afla o femeie care avea nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Elevii școlii Dr. Ioan Mihali de Apșa din Sighet vor avea în curând posibilitatea de a frecventa orele de curs de dimineață și de a beneficia de mobilier școlar nou, calculatoare, cărți pentru bibliotecă, soft educațional, materiale didactice și materiale sportive. Viceprimarul István Ludeșer a fost ales primar interimar de către consilierii locali băimăreni în cadrul unei ședințe extraordinare de ieri. Alegerea primarului interimar vine în urma suspendării lui Cătălin Cherecheș din funcția de edil, acesta fiind arestat preventiv sub acuzația de luare de mită în formă continuată. István Ludeșer a fost ales primar interimar cu 18 voturi pentru și 3 împotrivă. Ludeșer a mai fost primar interimar în urmă cu 6 ani, timp de un an de zile. Această realegere a sa are o semnificație aparte, a mărturisit István Ludeșer, asta deoarece odată cu finalizarea acestui mandat, Ludeșer va încheia activitatea de consilier, viceprimar sau demnitar ales. El a anunțat că nu va mai candida la alegerile din 5 iunie. Ludeșer va fi primar până când starea de arest preventiv a lui Cătălin Cherecheș va expira sau până la scrutinul electoral din iunie. Procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, a efectuat recent cercetări într-o cauză penală care vizează săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în perioada 2015-2016 în legătură cu finanțarea Clubului Sportiv FC Municipal Baia Mare. În cursul zilei de 26 aprilie, ca urmare a obținerea autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții la sediul primăriei municipiului Baia Mare. În aceeași cauză, procurorii au procedat la constatarea infracțiunii flagrante, în timp ce edilul băimărean a primit suma de 30.000 de lei în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. Oficialii Consiliului Județean fac câteva precizări în urma declarațiilor făcute de ministrul mediului Cristiana Pașca Palmer cu privire la refuzul președintelui Consiliului Județean Maramureș de a avea o întâlnire cu aceasta. Într-un comunicat de presă se menționează că nu a fost programată o întâlnire cu ministrul mediului, așa cum a afirmat Cristiana Pașca Palmer. În comunicat se arată că vizita ministrului mediului a avut loc într-o perioadă în care la nivelul județului Maramureș erau deja stabilite o serie de manifestări. Cea de-a doua ediție a zilelor Maramureșului, vizita ministrului afacerilor externe și vizita președintei Autorității Naționale pentru Turism. Agenda președintelui Consiliului Județean era stabilită cu mult timp înainte ca ministrul să-și fie exprimat intenția de a veni în Maramureș. Au existat discuții telefonice între cele două cabinete, dar nu s-a reușit găsirea unei breșe în programul președintelui pentru eventuală întâlnire, se menționează în comunicat. Pe de altă parte, vineri, 6 mai, în același interval orar în care doamna ministru se afla în Baia Mare, la Sighetul Marmației au fost o serie de întâlniri ale oficialilor județului, inclusiv a prefectului Maramureșului, cu ministrul afacerilor externe, Lazar Comănescu. Evenimentul de la Sighetul Marmației, la care a participat vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Emil Marinescu, a fost prilejuit de inaugurarea Consulatului României la Solotvino, Ucraina, fapt extrem de important pentru dezvoltarea și facilitarea legăturilor transfrontaliere între România și Ucraina. Sincronizarea vizitelor poate ar fi trebuit să pornească de la nivelul guvernului pentru ca miniștrii prezenți să nu-și încurce reciproc programul, se mai menționează în comunicatul de presă. În comunicatul de presă se face referire și la declarația ministrului mediului care vizează procentul de realizare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș. Domnia sa susține că acesta este de 17%, realitatea fiind diferită. Respectiv, din cele 13 contracte aferente proiectului, 4 sunt deja finalizate, iar valoarea lucrărilor executate în proiect în acest moment este de 50%. Constatăm că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu este un factor care să ne sprijină în implementarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș, ci printr-un înscris fără număr de ieșire, care emană chiar de la minister și care este în totală disonanță cu recomandările Ministerului Fondurilor
europene provoacă discordie, se mai arată în comunicatul remis de biroul de presă al Consiliului Județean. Și pentru că nu s-a ajuns la o discuție între oficialii Ministerului Mediului și Consiliului Județean, se apelează din nou la sprijinul guvernului. Față de această situație în care două ministere ale aceluiași guvern au poziții contradictorii, se solicită public premierului României să comunice punctul de vedere oficial al guvernului în legătură cu această problematică, respectiv dacă în contextul actualelor reglementări și al obligațiilor asumate de către România în raport cu Uniunea Europeană, serviciul public de gestiune a deșeurilor menajere poate să fie efectuat prin gestiune directă sau prin gestiune delegată prin atribuirea contractelor, printr-o procedură publică și transparentă de achiziție, așa cum prevede contractul de finanțare, se mai precizează în comunicatul de presă. O băimăriancă de 87 de ani a fost găsită ieri moartă în locuința sa. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că în același apartament se mai afla o femeie care avea nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Trupul neînsuflețit al băimărencei a fost găsit de sora acesteia, care mai apoi a făcut un atac de panică și nu a putut cere ajutor. Cele două femei au fost găsite de vecini care, îngrijorați că nu le-au mai văzut de ore bune, au intrat în apartament. Ieri, în jurul orei 17:40 de minute, poliția a fost sesizată cu privire la decesul unei băimărence în vârstă de 87 de ani. La examinarea exterioară a cadavrului, polițiștii biroului de investigații criminale Baia Mare nu au constatat urme de violență. Femeia decedată a fost transportată la morga Spitalului Județean Baia Mare în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei morții. Totodată, sora persoanei decedate a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Femeia care a suferit un atac de panică în urma morții surorii ei se află acum în afara oricărui pericol. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a survenit decesul femeii. O femeie de 72 de ani din Borșa era pe punctul de a-și pierde viața în această dimineață. Aceasta a mers în bucătărie, a vrut să aprindă aragazul, moment în care din butelie a ieșit o flacără puternică ce a provocat arsuri la picioare. Norocul a făcut ca butelia să nu explodeze. Din spusele rudelor, femeia a încercat să aprindă aragazul, moment în care, din cauza unei scăpări de gaz, a ieșit o flacără de la butelie. În această dimineață, în jurul orei 7:30 de minute, s-a petrecut evenimentul. Nu a fost vorba de o explozie, ci de o flamă, probabil de la o scăpare de gaze. Femeia vârstă de 72 de ani s-a ales cu arsuri la membrele inferioare. Din cauza arsurilor suferite, femeia a fost transportată la Spitalul Orășenesc din Borșa pentru tratament de specialitate. Creșterea salariului minim pe economie de la data de 1 mai implică mai multe obligații pentru angajatori. Aceștia au la dispoziție 20 de zile pentru a le îndeplini de la data intrării legii în vigoare. Salariul minim brut pe economie garantat în plată este de 1250 de lei pentru un program de lucru cu normă întreagă. În afara modificării adecvate a contractului de muncă, aplicarea hotărârii de guvern 1017 din 2015 trebuie făcută de angajatori respectând două prevederi legale importante. Prima dintre ele se referă la registrul electronic de evidență a salariaților Revisal. Odată cu obligația modificării contractului de muncă, angajatorii au obligația și transmiterii acestei modificări în Revisal, în registrul electronic de evidență a salariaților, în termen de 20 de zile de la data când a intervenit modificarea. În situația în care angajatorii nu transmit în termenul legal, nu transmit în Revisal în termenul legal această modificare, pot fi sancționați cu amendă contravențională cuprinse între 5.000 de lei și 8.000 de lei. În afara modificărilor care trebuie efectuate în Revisal, creșterea salariului minim pe economie implică încă obligația angajatorilor. Conform articolului 17, alineatul 5 din Codul Muncii, angajatorii au obligația ca în termen de 20 de zile, aceleași 20 de zile, printr-un act adițional să aducă la cunoștința salariaților modificarea intervenită, stabilită prin actul normativ. Începând de luna viitoare, inspectorii ITM Maramureș vor verifica modul în care angajatorii duc la îndeplinire aceste dispoziții legale. Elevii școlii Dr. Ioan Mihali de Apșa din Sighet vor avea în curând posibilitatea de a frecventa orele de curs de dimineață și de a beneficia de mobilier școlar nou, calculatoare, cărți pentru bibliotecă, soft educațional, materiale didactice și materiale sportive. Acest lucru va fi posibil datorită unui premiu în valoare de 20.000 de euro câștigat de către Unitatea de Învățământ în cadrul unui concurs național la care a participat în acest an școlar.
La începutul anului școlar 2015-2016, școlile, grădinițele și liceele din România au fost invitate să participe la un concurs național sponsorizat de un supermarket, desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației și cu Școala de Valori. Au existat 4 mari domenii în care unitățile de învățământ au fost invitate să concureze cu activități extrașcolare. Au fost 2 clasamente pentru câștigători, un top intermediar numit Top Hărnicuț, care se referea la numărul de activități desfășurate până în data de 30 noiembrie, dar și un top de câștigători. Noi în primul top Hărnicuț ne-am clasat pe locul 50 național din peste 1300 de școli participante și implicit am beneficiat de un premiu de 2000 de euro. În final a fost topul fruntașilor, cum s-a numit, unde primele 103 școli au fost premiate. Premiul întâi era în sumă de 40.000 de euro, premiul 2 30.000 de euro și 101 școli beneficiau de un premiu de 20.000 de euro. Noi iarăși ne-am mobilizat în mod exemplar, zic eu, și am încheiat întreaga competiție pe un excepțional loc 10 național. În prezența cadrelor didactice care au muncit pentru aceste rezultate, a invitaților de onoare, dar și a autorităților, unitatea de învățământ a primit astăzi o diplomă din partea sponsorilor acestui concurs, dar și cecul în valoare de 20.000 de euro, care va oferi posibilitatea elevilor de a-și desfășura activitatea în condiții îmbunătățite. Mă bucur că școala și cu întregul colectivul ați reușit, cum ați zis dumneavoastră, în primii 10 național, să vă clasați în primii 10. Eu mulțumesc încă o dată pentru participarea la acest concurs, pentru bunul loc în cei 10 național. Și acum am să vă... Da? Am să mânez diploma domnului director. Și totodată și cecul de 20.000 de euro. Cu cei 20.000 de euro se vor amenaja 3 săli de clasă din actuala sală de sport pentru ca elevii care au cursuri după masă, din cauza lipsei de spațiu, să poată frecventa orele de dimineața, începând cu anul școlar următor. Se va achiziționa mobilier școlar, calculatoare, cărți pentru bibliotecă, soft educațional, materiale didactice și materiale sportive. Consiliul Local a adoptat într-o ședință de Consiliul Local anterior un proiect de hotărâre privind construcția unei săli de sport în curtea instituției de învățământ, în așa fel încât activitatea sportivă a elevilor să nu fie pusă în dificultate de transformarea sălii de sport actuale în săli de clasă. Primarul municipiului Sighetu Marmației, Ovidiu Nemeș, nu a putut fi prezent astăzi pentru a-i felicita pe elevi și pe profesorii implicați, însă a transmis mesajul său prin intermediul reprezentantului Consiliului de Administrație al școlii. Vă transmit gândurile și toate felicitările din partea primarului nostru, Ovidiu Nemeș, din partea mea aprecierea, iubirea și speranța că veți duce mai departe aceste activități în ideea de a crește și mai mult prestigiul școlii Dr. Ioan Mihai de Apșa, la care cu toții ținem în mod special și comunitatea locală și noi fiecare personal. La finalul întâlnirii de astăzi a fost prezentată expoziția Sinfonia Primăverii, realizată de către elevii școlii Dr. Ioan Mihai de Apșa, dar și un scurt program artistic. Au soloc cornul, e nebun prieten, cântul lui trezește codrul de zdecetin. Cucu, cucu, aha, aha, odiridi, odiridi, dina, odiridi, dina, uha. Și susul de izvoare cu florii cele mii, o cât aș vrea să văd ea frumoși ghiocei, pe lunga împodobită drăguții mielușei.
Șoferii care au dorit să iasă de pe centrul Sighetului pe artera secundară Gheorghe Șincai nu au putut face acest lucru astăzi decât pe strada Ion Creangă, deoarece pe strada Andrei Mureșanu circulația autovehiculelor a fost restricționată. Acest lucru s-a datorat turnării unui nou covor asfaltic. Din cauza degradării mai multor străzi din municipiu, situație în care acestea nu se pot repara cu plombări, Serviciul Public de Gospodărire Urbană a decis asfaltarea completă a acestora. Circulația închisă a autovehiculelor pe strada Andrei Mureșanu din municipiul Sighetu Marmației. Așa cum a promis, Serviciul Public de Gospodărire Urbană se ocupă de turnarea unui nou covor asfaltic pe această stradă din cauza gradului ridicat de uzură a acesteia. Astfel de lucrări se vor mai desfășura pe strada Ion Creangă din municipiu și Alexandru Vlahuță. Trei utilaje au fost aduse astăzi pe această stradă. S-a decopertat vechiul covor asfaltic, s-a turnat amorsă și s-a amplasat asfalt proaspăt, care ulterior a fost tasat cu un cilindru. Din acest motiv, circulația pe această stradă a fost posibilă doar pentru pietoni și bicicliști care au avut acces pe trotuare. Ploile abundente din ultimele zile le ridică din nou probleme locuitorilor de pe strada Lucian Blaga din Sighet. Aceștia au solicitat autorităților dispunerea unor măsuri pentru a scăpa de apa de pe carosabil, care din cauza mașinilor ce circulă cu viteză ajunge pe fațadele clădirilor. Primele măsuri au fost luate astăzi la orele dimineții. Autoritățile au găsit drept soluția amplasarea unor rigole pentru ca apa să se scurgă mai repede de pe carosabil, în așa fel încât să nu se mai formeze bălți la marginea trotuarelor, iar imobilele să fie stropite de fiecare mașină care circulă cu viteză pe această stradă. Muncitorii au acționat astăzi pentru decopertarea unor porțiuni de asfalt de pe strada Lucian Blaga, în vederea amplasării a trei rigole în locurile în care au existat probleme. Autoritățile speră ca în acest fel să scape de problema apei care persistă pe carosabil, iar sighetenii să nu mai aibă această problemă ori de câte ori plouă abundent. Lucrări de acest fel s-au efectuat și anul trecut, când pe aceeași stradă, doar la câțiva metri distanță, s-a regăsit aceeași situație. Oamenii care locuiesc în zonă sunt acum mulțumiți că nu vor mai trebui să-și facă griji cu privire la acest aspect. Poliția face din nou angajări, de această dată nu pentru agenți, ci pentru medici. Amănunte după alte știri pe scurt. Mâine va avea loc la filiala Ion Șugariu a Bibliotecii Județene pe Trădulfu din Baia Mare activitatea Eu nu strivesc corola de minune a lumii. Aceasta va consta într-un moment poetic realizat cu ocazia împlinirea 55 de ani de la moartea poetului, dramaturgului și filozofului Lucian Blaga. Protagoniști vor fi elevii clasei a 5-a B de la școala gimnazială Ile Caragiale. Joi, la grădinița Floare de Colț, va avea loc prezentarea covorului povestitor Povestea Sticletelui, ce va fi realizată de bibliotecara Camelia Achim și dedicată preșcolarilor din grupa mijlocie. În sala mare a Palatului Administrativ s-a desfășurat ieri simpozionul dedicat Zilei Europei Prezență Maramureșene în Europa, ediția a noua, organizată de Instituția Prefectului Județului Maramureș, cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură, a Inspectoratului Școlar și al Direcției Județene pentru Sport și Tineret. De-a lungul timpului, în cadrul simpozionului Prezență Maramureșene în Europa, au fost prezentate expuneri care dezvoltă sentimentul de identitate și apartenență la marea comunitate europeană. Au fost invitați maramureșeni reprezentativi cu rezultate deosebite la diverse manifestări educative, culturale, economice sau științifice din țări membre ale Uniunii Europene, precum și personalități din alte zone ale țării care s-au zbătut pentru binele Maramureșului și al maramureșenilor.
În localitatea Mireșu Mare s-a dat startul duminică la etapele zonale ale concursului serviciilor voluntare pentru situații de urgență. În concurs s-au înscris pompierii voluntari din cadrul a 11 primării din zonă. În urma desfășurării celor două probe, pista cu obstacole pe 100 de metri și dispozitivul de intervenție, clasamentul a fost următorul: locul 1 pompierii voluntari din Mireșu Mare, locul 2 pompierii voluntari din Recea și locul 3 pompierii voluntari din Groș. De asemenea, pompierii serviciului voluntar Baia Sprie au primit diplomă pentru fair play. Duminică la Ruscova și Repeda se vor desfășura următoarele etape zonale. Interzicerea cianurilor în minerit va fi dezbătută în guvern, a anunțat ministrul mediului Cristiana Pașca-Palmer în cadrul vizitei efectuate recent în județul Maramureș. Oficialul și-a exprimat totodată susținerea pentru interzicerea folosirii cianurii în acest domeniu. Ministrul mediului Cristiana Pașca-Palmer a abordat acest subiect în cadrul conferinței de presă susținute vineri în Baia Mare, la care a subliniat faptul că se impune o mare atenție în felul în care va fi folosită această tehnologie. Am considerat că Ministerul Mediului și eu susțin, într-adevăr, interzicerea folosirii cianurii în mineritul cu aur și argint. Asta este poziția noastră și a mea, dar sigur, la nivel de guvern, vom dezbate și deja cu domnul premier Cioloș s-a dispus să avem un grup de lucru și să vedem cum stabilim punctul de vedere al guvernului. La nivel european, Parlamentul European deja din 2010 a adoptat o rezoluție în care propune interzicerea cianurii în minerit. Alte state europene care aveau și deja în exploatare au decis, Germania, Slovacia, Ungaria, Polonia, au decis deja să interzică. Și, sincer, cred că viitorul ar trebui să stea în altceva. Și viitorul ar trebui să stea într-o abordare de dezvoltare durabilă, într-o abordare de economie verde. În cadrul conferinței de presă s-a discutat și despre societatea Romaltin din Baia Mare, care în repetate rânduri a arătat că ar dori reluarea activității de prelucrare a deșeurilor miniere prin metoda cianurării. Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului a precizat că ministerul n-a oprit funcționarea companiei Romaltin din Baia Mare, însă firma n-a respectat procedurile de conformare. Că dumneavoastră nu și-au făcut documentele cum trebuie și nu și-au stabilit foarte clar ce vor să facă, așteptăm, dacă este cazul și doresc să-și reia activitatea, să-și redepună documentația care va fi analizată, repet, conform procedurii legale. Nu avem niciun fel de piedică sau de o problemă. Că avem puncte de vedere în Ministerul Mediului legat despre cianură în general, e o chestie de termen lung pe care noi dorim să o introducem în dezbaterea publică împreună cu doamna ministru și guvernul. În Parlament este depus un proiect de lege privind interzicerea folosirii cianurilor în minerit. După ce Ministerul Afacerilor Interne a organizat concurs pentru angajarea peste 1000 de agenți de poliție, Poliția Română face din nou angajări. De această dată, posturile disponibile sunt pentru cadrele medicale. În aceste condiții, în perioada următoare, MAI va recruta 200 de medici specialiști. Potrivit Ministerului, în prezent există un deficit de peste 200 de cadre medicale. Este necesară angajarea medicilor specialiști pentru a asigura asistență medicală angajaților Ministerului, pensionarilor MAI, dar și persoanelor aflate în arest preventiv sau celor din centrele Inspectoratului General pentru Imigrări. La începutul anului, Ministerul Afacerilor Interne a scos la concurs 1000 de posturi disponibile pentru agenți de poliție, care au ca scop evitarea deficitului de personal care se va crea în urma trecerii unui număr mare de agenți la statutul de ofițeri, dar și în urma pensionării personalului actual. Pentru ocuparea acestor posturi, absolvenții școlilor de poliție, dar și polițiștii, jandarmii și polițiștii de frontieră, care au fost disponibilizați în urma reorganizărilor, au întâietate. Deoarece numărul absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului nu este suficient pentru a ocupa toate posturile disponibile, au fost inițiate și procedurile de încadrare din sursă externă. Probele pentru încadrarea din sursă externă au fost demarate săptămâna trecută. Peste 370 de bilete de tratament au fost alocate pensionarilor din Maramureș și în cea de-a șaptea serie din acest an. Distribuirea acestora va avea loc până joi, urmând ca după această dată biletele care rămân neridicate să fie redistribuite pensionarilor care nu au beneficiat de ele inițial. Cea de-a șaptea serie de tratament pentru pensionari va începe în 21 mai. Pentru serie
Lotaria din numărul 7, care cu începere din 21 mai 2016, au fost repartizate 378 de bilete. Cele mai multe bilete sunt în stațiunile 1 mai 42 de bilete, Vizușa 30 de bilete, Covazna 38 de bilete, Felix 36 de bilete. Restul stațiunilor în care mai avem bilete de tratament sunt Buziaș, Căciulata, Călimănești, Eforie Nord, Felix, Govora, Herculane, Mangalia, Muneasa, Neptun, Ogna, Șugata, Golănesc, Sângior, Saturn, Sovata, Techirviol, Turda, Tușnat, Tășnat, Vatra Dornei. Biletele pot fi ridicate până în data de 12 mai 2016. Cele care nu sunt ridicate până la această dată vor fi eliberate la cerere începând cu data de 13 mai 2016. Până în acest moment au fost depuse 5640 de cereri pentru bilete de tratament. O sculptură înaltă de aproape 4 metri înfățișând o palmă a fost amplasată în piața cetății din Baia Mare. Ce spun băimărenii despre această lucrare aflați după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Fabricile Steinmann București din Sighetul Marmației, cu experiență de peste 30 de ani în industria confecțiilor textile, produc integral pentru export în Germania grupului Klaus Steinmann, dar și pentru mulți alții, oferind și în perioada de criză locuri de muncă sigure și bine plătite. Fabricile au în dotare utilaje specifice de bună calitate pentru croit, cusut, călcat, verificat și ambalat articole de îmbrăcăminte pentru femei. Acordă o importanță deosebită recrutării și calificării forței de muncă, asigurând un mediu de lucru la nivelul standardelor europene. Fabricile Steinmann București din Sighetul Marmației asigură pentru cei interesați formarea abilităților profesionale și de calificare în meseriile de bază, confecționeri, călcători, verificatori de calitate. Oferă salarii bune pentru muncă în acord, tichete de masă și jumătate din valoarea abonamentelor de transport pentru navetiști. Cei interesați de un loc de muncă stabil cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în vigoare pot suna pentru informații și detalii la numărul de telefon 0262 315 301 sau pot veni la sediul societății noastre în Sighetul Marmației, pe strada Dragoș Vodă, numărul 59, biroul personal. Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite, efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita! Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihalii de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752-883-586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. O sculptură înaltă de aproape 4 metri înfățișând o palmă a fost amplasată în piața cetății din Baia Mare. Cei care trec pe lângă ea sunt impresionați în primul rând de culoarea acesteia, roșu aprins. Noua sculptură din piața cetății a fost realizată de artistul băimărean Bogdan Rața și a fost adusă de la Liverpool, oraș care a găzduit-o timp de 2 ani. Ea va sta în Baia Mare pe perioada verii, după care va pleca la Berlin. Sculptura reprezintă o mână care are aceeași față pe ambele părți, dar cel puțin deocamdată nu îi impresionează foarte tare pe băimăreni, unii dintre ei nefiind convinși că locul ei era în piața cetății. Dă un sens de direcție așa, oarecare. Culoarea, în schimb, se potrivește ca nu ca în perete, dar oarecum concordă cu caracterul țipător ai petrișului ăsta din pardoseală. Să zic 50% îmi convine, 50% nu. Coloristic nu, dar în principiu s-ar integra, după părerea mea. Dacă n-aș făcut-o conform modei actuale, să facem totul țipător, de dragul de a țipa în cura mare așa orice prostii. Lucrarea denumită The Middle Way, calea de mijloc, este realizată din materiale sintetice.
Preasfințitul Iustin Sighetianul a oficiat duminică slujba de târnosire a noii biserici din Ulmeni, al doilea oraș ca mărime din protopopiatul Chioarului. Cu ocazia târnosirii bisericii s-au dat trei hramuri, Sfânta Treime, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care este și hramul bisericii vechi, și Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș, ocrotitorul eparhiei Maramureșului și Sătmarului. Slujba de târnosire a fost făcută după rânduiala ortodoxă. Târnosirea unei biserici se face o singură dată pentru toată perioada existenței sale, iar locul rămâne sfințit pentru totdeauna. Istoricul Sfântului Lăcaș de Închinare este unul recent. Piatra de temelie a fost pusă în 29 octombrie 1997 de către înalt preasfințitul Iustinian, întristătătorul episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar zidirea bisericii s-a realizat între anii 1998 și 2005. Din 2006, preasfințitul Iustin Sighetianul a dat binecuvântarea pentru toate lucrările executate. În 2010 a început pictarea bisericii în tehnica frescă de către Marcel Pop. Sfânta liturghie arhierească a fost oficiată pe o scenă specială amenajată în curtea bisericii. Răspunsurile au fost date de corul bisericii. Pentru meritele sale în cei 35 de ani de preoție pentru construirea acestei biserici, preotul Dumitru Giurgi a fost ridicat de preasfințitul Iustin Sighetianul la rangul de stavrofor. Locuitorii din Vaduize au luat parte la sfârșitul săptămânii trecute la un spectacol inedit pe scena din centrul comunei. S-au adunat în număr mare pentru a asista la un program de cântece și dansuri populare realizat de elevii din Vaduize și de grupuri folclorice de copii din 4 județe, dar și din alte țări. Spectacolul a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii Amfos Șonfi. În curtea Căminului Cultural din Vaduize, în fața casei tradiționale din lemn, au evoluat pe scenă într-un spectacol inedit copiii de la mai multe ansambluri și grupuri folclorice. În numele școlii Vaduizei vreau să doresc să urez un bun venit participanților la acest festival. Este vorba de reprezentanți din județele Arad, Botoșani, Olt și Timiș din țară și de peste hotare au venit reprezentanți din Lituania și Serbia. Din partea școlii, împreună cu Centrul de Educație Inclusivă, avem și noi un program pregătit. Văzând aceste manifestări, nu pot decât să mă bucur pentru faptul că folclorul și tradițiile populare, atât ale noastre, ale Maramureșului, cât și ale celorlalte județe, sunt bine reprezentante și un semn de urmat. Costume populare autentice, cântece tradiționale și dansuri impecabile, toate au făcut ca seara de duminică să fie una de excepție pentru zeci de persoane care au fost prezente la spectacol. Fiecare grup a avut la dispoziție câteva minute bune pentru a demonstra că tinerii apreciază și promovează tradițiile fiecarei zone, iar talentul este cuvântul care îi caracterizează. Spectacolul a ținut până la lăsatul întunericului. România are și o zi națională a portului popular. S-a sărbătorit duminică 8 mai. Este data la care an de an vor fi organizate evenimente prin care să se evidențieze valorile pe care le reprezintă costumele tradiționale. Există și o lege în acest sens ce a fost publicată în Monitorul Oficial anul trecut. Pentru maramureșeni însă nu este nevoie de legi sau de alte sărbători naționale care să-i motiveze să poarte costum popular. Asta pentru că portul tradițional este un element de identitate pentru ei, care nu le lipsește din Lada cu Zestre. Pe larg însă despre acest subiect în reportajul zilei, care urmează imediat după jurnal. Noi continuăm cu rubrica Sport.
În afara inconvenientelor pricinuite de drumul făcut degeaba sâmbătă la Arad, reprogramarea meciului cu UTA Bătrâna Doamnă pentru mâine a avut și un aspect pozitiv pentru FCM Baia Mare. Câțiva jucători accidentați și-au revenit între timp și au fost incluși în lotul echipei. FCM Baia Mare a plecat astăzi din nou spre Arad pentru meciul din etapa a 6-a play-off-ului Ligii Secunde, la doar 3 zile după ce s-a întors de acolo. În acest interval de timp, lotul echipei a fost completat cu câțiva fotbaliști. Păi am avut 7 jucători accidentați și au mai revenit pentru acest joc Balaure. Daminuță i-a fost scoase firele de la mână, reintră și el cu pregătirea. Munteanu la fel vine după accidentare de 3 săptămâni, reintră și el începând de astăzi. Nu știu în câtă măsură mă voi putea baza pe cei 3. Dar la numeric cel puțin o să avem 18. Băimărenii spun că vor să scoată un rezultat bun la Arad, deși meciul nu mai are nicio importanță pentru ei. De altfel, în cele 3 partide disputate în acest sezon, FC Municipal nu a părăsit niciodată terenul învins în fața echipei UTA Bătrâna Doamnă. Abordăm la victorie. Sperăm să nu ne stricăm acest palmares care avem față de ei în acest sezon sau în ultimii ani. Vom face un joc cât mai bun, deși presiunea va fi pe echipa Radului, nu pe echipa noastră. Noi nu mai avem presiune pentru aceste ultimele 5 etape. Știți foarte bine că am fost și depunctați. Noi vrem să facem un joc cât mai bun, jucătorii noștri să joace cât mai bine și vom vedea ce va fi din vară încolo. Partida UTA Bătrâna Doamnă FCM Baia Mare din cadrul etapei a 6-a play-off-ului Ligii Secunde la fotbal se va disputa miercuri de la ora 17. 10 medalii au cucerit sportivii de la Știința Electrosystem Baia Mare la campionatul național pe echipe la orientare în alergare. Competiția s-a desfășurat în localitatea Comarnic la finalul săptămânii trecute. Competiția organizată de Federația Română de Orientare în parteneriat cu Clubul Sportiv UNEFS București a reunit la start peste 250 de sportivi de la majoritatea cluburilor de profil din România. Rezultatele competiției pe echipe au fost stabilite prin cumularea rezultatelor din cele 2 zile de concurs, o etapă de medie distanță și una de lungă distanță a 2 membri ai aceluiași club. Orientariștii de la Știința Electrosystem au obținut la acest campionat 10 medalii, dintre care 2 de aur, 3 de argint și 5 de bronz, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, reușind să urce pe rechile Alexandra Roman, Alexandra Oswald și Andrei Hreniuc, Alexandru Cătana, ambele la categoria de vârstă 14 ani. Pentru sportivii antrenați de Iosif Hecco și Lucia Pop urmează calificările pentru loturile naționale și Cupa Mentor Silva, competiții care se vor desfășura în această săptămână la Moreni, în perioada 14-15 mai. Cele mai bune 8 echipe de liceu din România și-au disputat în Baia Mare supremația în cadrul etapei finale a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar din România la handbal băieți. Reprezentanta Maramureșului s-a clasat la finalul competiției pe locul secund. Echipa Colegiului Tehnic Angel Saligny din Baia Mare a pierdut dramatic cu 22-23 meciul jucat pentru medalia de aur în compania noii campioane, liceul cu program sportiv Mircea Eliade din București, după ce a condus pe tabela de marcaj până în ultimul minut. Anterior, băimăreni învinseseră în grupă echipele din Bacău, Braza și Târgu Jiu, pentru ca în semifinale să depășească net reprezentanta județului Buzău cu 29-20. În afara medaliilor de argint, formația antrenată de Antonella Sabou și Alin German a primit la final și un premiu individual, Călin Căbun, Buț fiind desemnat cel mai tehnic jucător al turneului. Echipa Colegiului Tehnic Angel Saligny a fost alcătuită din handbaliști de la Academia Minaur, CS Marta, CS Extrem și CSS 2 Baia Mare. Și echipa de fete a aceluiași liceu a obținut o medalie la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, clasându-se pe locul 3 în urma turneului desfășurat în Râmnicu-Vâlcea. Cum va fi vremea în următoarele 2 zile în județul Maramureș, aflați chiar acum din rubrica Meteo. O vreme caracterizată de instabilitate anunță meteorologii și pentru ziua de mâine în întreg județul Maramureș. Cerul va fi și senin, dar își vor face apariția și nori care vor lăsa câteva verse de ploaie în anumite zone ale județului. Temperaturile vor avea valori normale pentru perioada în care ne aflăm. Maxima zilei în Sighetul Marmației va fi mâine de 22 de grade. Cu un grad mai puțin se va înregistra la Ocna Șugatac și 17 grade Celsius vor fi la Petrova. La Bârsana, mercurul din termometre va urca până în jurul valorii de 20 de grade, 17 vor fi la Rozavlea și 19 grade Celsius vor arăta termometrele la Vișeu de Sus.
La Dragomirești se vor înregistra 20 de grade, 16 vor fi la Borșa și 22 de grade Celsius în municipiul Baia Mare. Și la Cavnic vremea va fi mâine instabilă, acolo meteorologii anunță o maximă de 16 grade, 18 vor fi la Târgu Lăpuș și 22 de grade Celsius la Sein. Și joi vremea va fi instabilă în întreg județul Maramureș, vor fi precipitații pe arii relativ extinse, însă vor mai fi perioade când își va face apariția și soarele. Temperaturile se mențin aproximativ la aceleași valori cu cele din ziua precedentă, 23 de grade vor fi joi la Sighetul Marmației, 19 la Ocna Șugatac și 17 grade Celsius la Petrova. 18 grade va fi maxima zilei de joi la Bârsana, cu un grad mai puțin vor arăta termometrele la Rozavlea și 20 de grade vor fi la Vișeu de Sus. Și la Dragomirești, joi sunt așteptate ploi, acolo vor fi 18 grade, 15 grade Celsius vor arăta termometrele la Borșa și 23 în municipiul reședință de județ. O maximă de 16 grade joi la Cavnic, 19 vor fi la Târgu Lăpuș și 23 de grade Celsius la Sein. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Alte informații puteți afla de pe site-ul de știri maramedia.ro, actualizat cu toate evenimentele care se întâmplă în Maramureș și nu numai. Pe maramedia.ro vă puteți de asemenea exprima opiniile legate de știri și de evenimentele care se petrec lângă dumneavoastră. Și nu uitați, imediat după jurnal urmează reportajul zilei. Rămâneți în continuare cu programele TV Sighet. Eu sunt Ioan Silviu Rohnean, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă tuturor. Pe mâine!